În acest weekend, polițiștii de frontieră din Mehedinți, în baza analizei de risc, au executat o acțiune ce a avut ca scop prevenirea și combaterea încălcării dreptului de proprietate intelectuală. Aceștia au depistat doi bărbați ce ofereau spre vânzare articole de îmbrăcăminte și încălțăminte ce purtau în semnele unor mărci cunoscute, acestea fiind contrafăcute. În urma desfășurării acțiunii, în incinta târgului Păturile, au fost depistați doi bărbați în vârstă de 36 de ani, în timp ce vindeau un număr de 194 de articole de încălțăminte și îmbrăcăminte, care erau fake. Bunurile în valoare de aproximativ 27.000 de lei au fost comercializate ca produse de firmă cunoscute de mulți dintre noi, iar acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, în baza analizei de risc, au executat o acțiune ce a avut ca scop prevenirea și combaterea încălcării dreptului de proprietate intelectuală. În urma efectuării acțiunii, în incinta târgului Pătule, au fost depistați doi bărbați în vârstă de 36 de ani fiecare, în timp ce ofereau spre vânzare un număr de 194 produse, respectiv articole de încălțăminte și îmbrăcăminte, produse ce purtau însemnele unor mărci cunoscute, fiind susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile, a căror valoare, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, se ridică la suma totală de 27.465 lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii, depunere în circulație fără drept a unui produs, purtând o marcă identică sau similară, ca marca înregistrată pentru produse identice sau similare.